centru. Râpă din nou Tahar. Adipopa. Kivciu. Clubul a purtat între 1957 și 1958. De altfel, Porecla iese bine în gadă, care levită și pe Enceanu. În gadă continuă, pasa este însă slabă. Gregori Tade, un jucător care din punct de vedere fizic s-ar fi putut lupta de la egal la egal cu Mihai. Revenit la echipă, are probleme medicale, el încă n-a apucat să joace în acest sezon. Stanciu în fața porții, 2-0, înscrie Tahar și lucrurile sunt clare pentru Stanciu, care trimite pe colțul lung. Tahar venit foarte bine, nici urmă de marcaj acolo la algerian sau la marocare, această minge pentru Adipopa, respinge Caparco doar până la Tahar. Adipopa în poziție regulamentară, poziție bună de centrare, trimite în fața porții. Face însă, execută până la urmă scurt, Adipopa, deviere interesantă pentru Guilherme, respinge Mingote. Centrarea pentru Momcilovici părea destul de bună, s-a fost prins oarecum cu picior greșit acolo, recuperarea lui Roman, revine însă foarte bine Tahar, păstrează excelent echilibru. Ceva mai static și pe un post aparent de Gabriel Vajvari. Cerea de mult Dimitrov, Martinus este deposedat de Tahar, foarte avansat. Control cu tal lui Gregori Tade, a ținut bine de minge, Varela trimite lung, probleme pentru Dimitrov, scapă Tahar, Tahar în fața lui, Tahar! Ocazie uriașă, iată ce pasă bună dă Fernando Varela, momentul în care se dezechilibrează pur și simplu Dimitrov. Sezonul trecut, în returul campionatului trecut mai precis, jucând pentru Oțelul Galați, un jucător care a crescut la formația franceză Guingamp. De altfel, el are râpă. Tahar, driblinguri reușite. O remiză în deplasare cu Steaua ar fi un rezultat excelent. O remiză cu echipa căreia i-a cedat 3 jucători, sau mai bine spus, Steaua așteaptă un miracol de la unul dintre jucătorii săi. Tahar își prelungește foarte bine balonul pentru Stanciu, urmează centrarea lui. Prea tare Muniru pentru Stanciu. Tahar în sfârșit o minge pe poartă și Steaua pune mingea la picior, râpă și jocul a trecut. Trenul e în altă parte. Tahar, Kipciu, parte Amrun șutează minge la Tahar. Tahar scoate bine pentru șutul lui Toșca. Continuă acolo în partea dreaptă, este în duel cu Dan Popescu, încearcă un dribling, Tahar vine în ajutorul lui Dan Popescu, Goga, Tahar se descurcă foarte bine aici și scoate cornerul. Iată, din insistența a fostului jucător de la Gaz Metan, lui pasa este pentru Adipopa, un dribling, Belu revine, recuperează, însă este acolo Tahar la marginea careului pentru Stanciu, minge așezată pentru Muniru. Deviată de Cordoș, preia Adipopa reușește să treacă, centrează Adipopa la prima bară, gol! Tahar marchează în minutul 81. O poziție dificilă, e adevărat, driblingul scurt al lui Adipopa, iată această centrare, eroarea de să mute jocul la poartă lui Cojocaru. Tahar lasă excelent pentru Tade. Tade se încurcă greu, ori Tade. Cinceanu încearcă să combine cu Adipopa. Tahar trage, Tahar prinde Nițuli, care iată a căutat poarta din acea poziție. O degajare din nou foarte bună a lui Nițuli, respinge greșit Carp. Cocină trage slab, respinge Bolin, dărâmă pe Adipopa, care rămâne căzut la pământ. Steaua încearcă să profite, contraatac al Stelei cu Sulei Muniru. Muniru, ce alunecare are acolo Boli, minge care sare la Tade. La fotbal club, că muncește prea mult în folosul echipei, de asta nu are prospețime. La finalizare, Tahar intră în careu, mingea cu noroc.
rămâne în poziția lui Tahar, care nu poate controla însă. Mirela Rădoi continuă să-și încurajeze jucătorii, să-i aplaude după fiecare acțiune de acest partea dreaptă. La Adi Popa, foarte avansat Pap, foarte motivat, pare să fi depășit complexul de la Belgrad. Continuă, Tahar pasă spre Amrun în poziție. Enache în duel cu Kipciu, trece Enache, minge întoarsă interesant în zona punctului de la 11 metri, însă nu venise acolo, nu ajunsese acolo Boldrin, era doar... Joc de posesie al Stelei în jumătatea adversă, acum o minge în spatele lui Junior Moraici pentru a se joace acolo în fața defensivei. Stanciu ceva mai avansat alături de Adi Popa și profită de ele, o pasă lui Petruci și pentru Camora. Vitor Bruno deposedat de Tahar. Acum Steaua clar nu arată jocul pe care îl așteaptă suporterii. Tahar, o pasă către Râpă, ce greșeală lui Râpă, interceptat de... Și-a pierdut totul la acel moment. Da, de finale echipei lui Laurențiu Reghecaf. Centrarea din prima a lui Râpă, respinge Melinte, vine Tahar la marginea careului, scoate din nou pentru Râpă, pregătește încă o centrare, respinsă de același Melinte, Tahar încearcă să recupereze, însă de... Stai. La Gaz Metan, la Panduri, Tahar... Tahar primește apoi Stanciu cu pieptul pentru Focpore. Ose cu o pasă riscantă pentru Bucșa, interceptează Tahar, situație bună de atac a Stelei. Tahar îi lasă lui Carja. Carja cu o centrală. Plecase Cabrera, recuperează însă Tahar. Trebuie. Avansează cu la picior Toșca. Aimen Tahar. Suntem în minutul 90. Două și pentru jucătorii Botoșaniului. Patache lobează, sare Tahar, respinge Sulei Muniro. Rămâne și avansat. Stai, a putea fi surprins aici. S-a retras foarte mult și Hora, spuneam Panduri, în așa inconfundabilă, în momentul în care vezi la stadion atâta lume. Kipciu, poziție bună lui. Nu te uiți la menul joc. Este Knapsen. Ótimo cruzamento, estava atento o Dirceu, mas não foi feliz na recepção. Patrick e o Boa Vista está de novo na cara do golo. Vai mesmo chegar ao golo aos 73. Se calhar passa despercebido para o primeiro espectador. Ele ganha a bola e depois faz um passe com critério e procura uma zona dentro. Evandro vai colocar em Brahimi. Primeiro tar, estava nas costas, percepcionou. Um bocadinho disso, o Sanches dizia-se que muito bem. Um roubo de bola interessante para a equipa do Boa Vista. Tiago Mesquita, Tahar. Este é cruzar da área e creio que a intenção. Mesquita vai à procura de José Manuel. Tahar. Renato Santos. Tenta enganar Dalbert, avança para um passe para Ruben Ribeiro. Não tem maior folga, joga fora, mas não tem maior folga no campeonato. Apenas um ponto de vantagem para a zona de descida. Renato Santos. Otávio. Não está enquadrado com a baliza, deixa uma bola para Cafu. Novo Otávio. Rápidos, entretanto, os homens do Boa Vista. Sim. Ele pode ser claramente a figura para depois o Boa Vista partir para o lançamento, para o ataque e criar situações de perigo. Avança o Boa Vista pelos pés de Zé Manuel, vai para a cara de Salã e é terminado. A propósito do que dizia o Vítor Paneiro, de facto, à partida estas cinco escolhas fazem-nos levar para uma ideia de jogo que Ervin Sanches. É por isso que lhe está a faltar aqui alguma profundidade.
mais do lado esquerdo, e é por aqui também que pelo lado direito tem procurado sempre mais a golos. Luizinho é uma das soluções no banco de Mervin Sanches, mas entretanto vai mexer nele. Já um para Paulinho, e outra vez Ragnar. Evolução, Paulinho bem a trabalhar num curto espaço de terreno, bom envolvimento, e Xéu marcando posição em relação Bratner, a quem vai marcar o pontapé de canto a favor do União. Entre Zé Manuel e estes jogadores têm dois gols. Não há nenhum jogador egoísta. Tar, dá cruzamento, Tar, Ribeiro, ajeita, Anderson Carvalho. Segunda bola, entrava ali numa zona prometedora para a equipa do Santos. Tenta chegar o quarto. De Layun, saltar, vem evitar Danilo para escorrega depois Maxi, vai tentar aproveitar Tahar, tentou o cruzamento. O Ribeiro é do Belenenses de novo, Gonçalo Brandão. Miguel Rosa, no corredor central, aí manda Tahar. Quanto agora, está animado o jogo, perto das duas balizas. E a dizer, Tulipa? Sim, fazer a minha apreciação era em função daquilo que o Sanches disse, que o Belenenses... O Miguel é o extremo, mas de facto não ter o Danilo e o Hamilton, para este jogo é uma baixa tremenda para a equipa do União. Tá,